copil și dai un nume. Îl crești ca pe o floare, îl pui pe picioare și faci un drum să meargă în lumea mare. Până la mulți ani, mai. Tine, pentru el ți-ai da sucarea toată. Salut! Ce faci, Nicoleta? Lucrează! Uite ce balane frumoase ai zi de dimineață. Cine lucrează în zi de sâmbătă? Asta e pentru cine? Pentru mămica? Da. Da? Ce-i spui tu lui mămica? La mulți ani. Da? Și o să râzi dulce-dulce? Da. Hai! Ți-a făcut o surpriză copilul chiar de dimineață, da? Da, Nicoleta, noi știm că tu ieri ți-ai sărbătorit ziua de naștere. Ai împlinit o vârstă frumoasă. Ai avut foarte multe felicitări, presupun. Așa? Ai avut, sper eu, o zi frumoasă. O zi emoționată, corect? Și uite, cineva foarte drag ție vrea ca aceste emoții pozitive să continue permanent. Adică nu doar de ziua ta să fii împlinită, fericită, dar și în celelalte zile. De astăzi, de asta cineva foarte drag ție a vrut să-ți spună și astăzi la mulți ani. Cum crezi tu, cine n-a reușit să te felicite ieri? M-a felicitat, dar cred că asta e mămica. Deci, da, într-adevăr, este mămica. Este mămica de peste hotare, care de foarte mult timp nu ai văzut-o și nu te-a cuprins și regretă foarte mult faptul că n-a putut ieri să spune personal la mulți ani, să te cuprindă la piept și să spună cât de mult te iubește. Însă ne-a rugat pe noi, cei de la Edit Media, să venim și să-ți aducem în dar acest buchet frumos de flori, ca și tine. Aici ai niște fructe. Mănica are grijă să fii sănătoasă. Vrea ca toată viața să-ți fie dulce ca această tortă. Și la tortă va prinde bine, sigur, și această șampanie, da? Mănica Tania a rugat foarte mult să-ți transmitem și un mesaj de felicitare cu permisiunea ta. Noi o să-i dăm citire, Nicoleta. Draga mea copilă, mă ierți că nu sunt alături. Acești 2 ani, de când nu ne-am cuprins, par a fi o veșnicie. Doar iubirea și dorul imens îmi dau aripi și puteri să merg înainte și să mă rog de fericirea copiilor mei. Știu că mă înțelegi. Scumpă Nicoleta, în ochii mei nu e nimic care să-ți egaleze frumusețea, niciun cuvânt care să descrie cât însemn pentru mine, nimic care m-ar face să te iubesc mai puțin. Orice vârstă ai avea, pentru mine vei rămâne mereu, fetița mea. Oriunde ai merge, orice ai face, dragostea mea te va însoți. De ziua ta, pe lângă tot binele din lume, îți doresc să înveți din greșeli. Iartă-ți slăbiciunile, lasă regretele să treacă o zi odată cu ziua de ieri. Adună-ți visele și nu le abandona. Renunță la teamă. Tu poți orice. Pentru că ești mai curajoasă decât te simți, mai frumoasă decât te vezi, mai deșteaptă decât te gândești, mai importantă decât te consideri. Te iubim cum nici nu-ți imaginezi. La mulți ani! Semnează cu mult dor mămica Ala din Israel, peticul Vitalie care ți este alături, scumpul ficioraș Nicușor, sora Tatiana, cumnatul Micail, nepoții Emirca și Sumaicica. Nu știu dacă am citit corect numele. Da. Mulțumesc foarte frumos, dai, pentru Veronica, îmi lipsești foarte mult ca niciodată moia. Îi mulțumesc la părinți pentru copilărie care mi-a făcut-o mai colorat. Cred că mulțumesc pentru răbdare, pentru educație care mi-a dat-o. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc cu soră care mi-a fost alături o copilărie și mi este foarte doar îmi lipsesc. Da, ne vedem. Eu foarte mult sper că la viitoarea zi de naștere a ta să ne întâlnim cu toții, dar și să fie și mama alături, da? Să-ți pune ea personal acel la mulți ani pe care... Eu foarte mult o iubesc, eu știu, este tot pentru mine.
Eu mereu a fost alături, m-a încurajat, m-a susținut. Nu, le mulțumesc din suflet. Să știi că tu pentru ei ești acel soare care luminează în fiecare zi și doar datorită ție îi iau puteri pentru a trece prin toate greutățile. Tu le luminezi viața, calea, tu le ești lumina ochilor și tot ce au ei mai scump în lumea asta. Și asta nu sunt doar cuvinte pur și simplu, dar într-adevăr așa ne-au transmis, așa ne-au spus. Și chiar și prin mesajul acesta de felicitare, mama, nu doar te felicită, dar îți dă și niște sfaturi foarte utile, pentru că viața, într-adevăr, nu vine cu un manual sau cu ceva, dar ea se învață. Și mama ta vrea ca tu să înveți și să fii mult mai fericită decât ea, mult mai înțeleaptă, mult mai frumoasă și mult mai împlinită. Frumos, eu foarte tare, doctorul, foarte mult o iubesc, eu foarte bine mă înțelege, orice problemă pătărăm împreună. Îi mulțumesc pentru asta, pentru că e alături de mine. În fiecare dimineață sunetele încep cu dânsa și se termină tot cu dânsa. Eu cred că această tradiție, da, acest sentiment, sunt altoite și în feciorașul tău, Nicușor. El este cel mai iubit. El este bărbatul în familie, da? Da? Cel mai important din cel mai important e el, e cel mai iubit, e cel mai, cel mai. Mai mult ca dânsul nu-i nimeni, așa, mami. N-ai știut! Dar v-a plăcut, știu. Mi-a plăcut, parcă nu v-ați așteptat. Nu, nu am mulțumit. Deci complicii noștri au fost așa... Sigur. Sigur, da. Bine, eu vă dau și acest mesaj, să-l puneți la loc de cinste și să vă aduceți aminte de marea dragoste a mamei și a familiei dumneavoastră. Pentru că, într-adevăr, familia ei contează foarte mult în viața fiecăruia. Ea este acel perete protector, acel cămin unde vrei întotdeauna să vii și să te încălzești de căldură și de dragoste. Eu vă urez o zi frumoasă în continuare. Mulțumim, cu mare drag venim de fiecare dată când avem ocazia. Mulțumim foarte frumos. O zi frumoasă în continuare. Copil și dai un nume, îl crești ca pe o floare, îl pui pe picioare și faci un drum să meargă în lumea mare. Orice noapte albă.